În continuare vom discuta despre piețele valutare. În ceea ce privește Euro comentariile, băncii centrale europene au reconfirmat așteptările referitoare la noi stimulente în luna decembrie, care să susțină. În care să susțină această uh, recuperare din partea, uh, din partea economică. Mai mult, uh, principalele comentarii care au ajutat situația au venit din partea uh, membrului Bancii Centrale Europene, François Villerois, care a uh, susținut că este nevoie să facem mai mult. Prin urmare, este un este un indiciu clar, este un indiciu care nu este deloc subtil referitor la atitudinea pe care o va avea Banca Centrală Europeană la întâlnirea din din decembrie. Desigur, o astfel de atitudine este de dorit având în vedere că situația din, din Europa continuă să se deterioreze. Am menționat deja anterior problemele cu care se confruntă Italia, iar această tendință este observată la nivelul tuturor zonelor din, din Uniunea Europeană. În contextul actual, am putea să asistăm la o extindere a perioadei, a perioadei de slăbiciune a euro mai ales în cazul în care uh, vom vedea o includere a așteptărilor referitoare la reducerii la, la noi măsuri de stimulente uh, introduse de către Banca Centrală, euro ar putea să traverseze o perioadă de, de depreciere, o perioadă de reajustare, tocmai în ideea de a uh, include acele informații în preț. În contextul. Uh, prezentat, ne putem aștepta la o corecție inițială către 1.77.226, iar ulterior către 1.17.200, care vedem că este marcat de mai multe reacții de, de preț. Totuși, pentru moment, vedem că un nivel de uh, su susținere se află în zona 1.17. Uh, 1.18 cu aproximație, 1.17.900, unde se află cele două medii mobile, cea de 50 și cea de 200 de, de perioade și care, vedem că, um, protejează, cel puțin pentru moment, moneda unică europeană. În ceea ce privește lira sterlină, putem spune că aceasta a fost în mare parte influențată de către evoluția dolarului american, iar aceasta a continuat să pună presiunea asupra monedei britanice. Mișcarea ascendentă pe termen, pe termen lung pare să se fi încheiat, iar pe a s-ar putea regăsi într-o secvență laterală. Într-o secvență de uh, așteptare, tocmai în ideea de reajustare, de uh, reevaluare uh, re a uh, estimărilor, uh, a estimării uh, traderilor. Uh, în, contextul, uh, în contextul actual Zona 1.32-0.35 ar, ar putea să reprezintă de o limită superioară, în timp ce 131 ar putea să reprezinte o limită temporară. Desigur, nivelul de la 1.30 reprezintă principalul nivel de susținere. Care face, diferența dintre, care face diferența dintre teritoriul de vânzare și cel de, de cumpărare. În continuare, Brexitul ar putea să revină în centrul atenției, pentru că ne apropiem de acea, acel termen limită la jumătatea lunii noiembrie și până în acest moment vedem că nu au fost anunțate evoluții în cadrul acestui subiect, motiv pentru care ne putem aștepta ca în timpul weekendului sau chiar la începutul săptămânii viitoare să aflăm noi, noi, noi informații referitoare la, la acest aspect. Dacă vorbim despre USDGPI, aici vorbim despre o pereche valutară de, de refugiu, în mare parte. Iar în acest context. Moneda americană a continuat să evolueze destul de bine în raport cu um, moneda asiatică. Astfel, uh, vedem că dolarul se pregătește să înregistreze cea mai bună performanță săptămânală din. Uh, uh, vorbim despre cea mai bună performanță săptămânală în raport cu ienul din luna martie. Iar în acest context vorbim despre o creștere cu aproximativ 1,75 de, de procente. Dacă este să, să, să ne gândim la direcția viitoare de, de evoluție, putem spune că apetitul pentru risc s-a deteriorat. Prin urmare, nu mai putem vorbi neapărat despre uh, o scădere în gol a ienului japonez, dar putem să discutăm despre posibilitatea unei slăbiri uh, treptate a acestei, uh, acestei uh, valute. Mai mult, uh, în cazul în care vom vedea din nou o încercare de uh, testare a zonei de la 105-600. Uh, cumpărătorii de dolar ar putea să primească mai multă încredere, pentru că ar fi deja un al treilea test al acestei bariere, care să ofere mai multă încredere, să pună mai multă presiune asupra asupra acelui nivel. Totuși, pentru moment, dolarul ar trebui să depășească zona 105-200, care reprezintă un nivel median de, de rezistență înainte de a se îndrepta către 105-600.